Bună dimineața, colegi de la Cuchiu Energie. Am vrea să nu să vă spun anunț, să vă spun că astăzi, de la orele 12:30, are loc înhumarea mamei consilierului Nicifor Radis. Întrebuiați care aveți prin și participați, la 12:30, curtea familiei de acolo, vor veni preoți. Dacă vreți să participați, mai pot să seară cu procuroarea și cu tribunal, colegii și noi cei de la primărie. Ca așa este frumos, prima dată în se întâmplă evenimente și da, sunt nefericite pentru colegii noștri. Astăzi, pe ordinea de zi, avem patru... Aș putea să mă îndrăgi cu colegele pentru colega noastră, nu? Da, nu e colega noastră, mama. Da, colega noastră care este pe o cercată, asta m-a referit. Mama colegii noastră, m-a zis, da, sunt de acord să o țin în mâini colegii. Statul de înscriere a datelor în registrul agricol.
S-a realizat în seria datelor medicului agricol conform ordinului numărul 247/7/7/2017/1437/2018/436/2018/4/2016/2018 Îți foarte multe ori aici, da? Pentru aprobarea normelor tehnice de cuprindare a registrului agricol cu perioada 2015-2019 în proporție de 80%. Cetățenii care vin să plătească impozit și taxe locale vin și la compartimentul agricol pentru înregistrarea datelor în registrul agricol. Măsuri pentru eficientizarea acestei activități. Întocmirea și ținerea la zi a listului agricol se organizează conform ordonanței de guvern numărul 28/2008. Privind registrul agricol modificat, completat prin legea numărul 34/2017, atât pe suport de hârtie și electronic, conform normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019. Continuarea înregistrărilor, atât pe suport de hârtie, cât și electronic, pentru a se realiza concordanța între ele și baza de date de la impozite și taxe. Responsabil, Comunii Civili, care prin superior, agent agricol, completează registrul agricol pe suport hârtie. Mocanu Pavelina, inspector superior, verifică concordanța între evidența registrului sub formă electronică și cele pe suport hârtie. Concretează registrul agricol în format electronic. Termenul decembrie 2019. Articolul 2. Secretarul General al Comunei va comunica prezentul autorității persoanelor nominalizate la articolul 1, primarului Comunei Cașin și prefectul județului Bacău în termen de 10 zile de la data adoptării. Raportul de analizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Gerenanță, Administrarea Comunului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități, în conformitate cu prevederea articolului 125 și articolul 136 alineat 6 și 7 din OUG numărul 57/2019 privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre, respingerea proiectului de hotărâre. Mulțumim. Următorul proiect pe ordinea de zi, privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate a primarului, comunica și dezbatorul prin stabilirea funcției publice de execuție de consilier a listei publice și a funcției publice specifice de secretar general al Comunei Cași. Articolul 1. Se aprobă structura organizatorică a aparatului de specialitate a primarului Comunei Cași de Subacău prin stabilirea funcției publice de execuție, de consilier achiziții publice și a funcției publice specifice de secretar general al Comunei Cași, conform anexelor ce fac parte integrantă de prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărâre se comunică primarul Comunei Cași, prefectul județului Bacău, persoanelor ale căror funcții publice se modifică denumirea și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București. Deci, nouă organigramă, avem primar, relație de colaborare cu niciunul subordonare, cu Consiliul Local, deci nu subordonează niciunul altuia, deci primarul nu și Consiliul Local este relație de colaborare. Apoi vine secretar, care este subordonat Consiliul Local cu și primarului. Apoi vine, la secretar avem, are subordine compartimentul agricol și compartimentul stare civilă și Consiliul Local are compartimentul servicii public de asistență socială. Dacă e așa. Primul primar. Bine, și la primar, dacă este toate celelalte. Viceprimar, subordinea primarului. Viceprimarul are subordinea lui cultura, compartiment de servile și compartiment tehnic urbanistic. Primar are în subordine direct serviciul voluntar pentru situații de urgență, compartiment audit public intern, compartiment buget, contabilitate, venituri și achiziții publice, poliție locală, acea e organizată, dar nu avem, deci nu avem nici compartiment audit, nu avem om angajat, nici poliție locală nu avem angajat, nu poliție foarte mari, compartiment juridic și resurse umane. Asta este nouă organigramă care va fi transmisă la ANFP pentru avizare. Și statutul de funcții care ieșe la această hotărâre. În statut de funcții avem
un primar, un viceprimar, un secretar general, la asistență socială avem doi angajați și asistenți personali fost ocupate 17 și le trebuie aici. Anul acesta se prea bine că s-a luat bugetul local banii de la asistenție personală și indemnizații pentru personalul cu handicap s-au plătit în buget local. Acum avem un proiect de hotărâre de guvern din care sper că va fi aprobat, din care la anul 2020 vor da ei bani. Deci bani pentru plățile la persoane cu handicap și asistență personal, primul cupon ne-a scutit pe noi de vreo 6 miliarde și ceva. Deci anul ăsta ne-a costat 6 miliarde și ceva aceste plăți. Și bani care ne pot rămâne din nou în buget local pentru investiții. Serviciu voluntar personală de urgență, un angajat. La compartimentul contabilitate de și achiziții publice avem 4 angajați. Nu, 1, 2, 3, 4, 5 angajați. La compartimentul stare civilă, un angajat. La compartimentul tehnic urbanist, 2 angajați. La compartimentul agricol, 2 angajați. La compartimentul juridic, un angajat. La poliția locală avem 4 posturi, niciun angajat. La deservire avem și deservire în care intră deservirea și intră și baza. Avem un angajat, 2, 3, 4 angajați. Iar la cultură avem un singur angajat. Care vreau să-l trimit la cursul pentru arhivar. Fiindcă noi nu avem arhivar cursul de calificare în primărie. Și e indicat. Când vin cei de la administratul și verifică, pe timpul a avut la prezentul delegare doar la ceva de jos. Deci sunt delegat. Dar nu cu calificare în domeniul arhive. Și acum am luat deși de la secretar să trimitem la postul cu doamna biblioteca. Deci are suficient. Să mă și lucrurile ta. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Ministrii Publice a Drepturilor Cetățenilor în proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primăriei comunei Cașin, județul Vaslui, prin stabilirea funcției publice de execuție, de consilier achiziții publice și a funcției de specialitate de secretar general al comunei Cașin. În conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniatul 6 și 7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Mulțumim. Proiectul hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la comunei Cașin pe anul 2019 la venituri și cheltuieli cu suma de 124.000 lei pe comună de anul. Capitolul 36. Diverse venituri se suplimentează cu suma de 27.000 lei. Capitolul 35. Amenzi penalități se suplimentează cu suma de 24.000 lei. Capitolul 16. Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice se suplimentează cu suma de 24.000 lei. Capitolul 07. Impozit și alte taxe de proprietate se suplimentează cu suma de 45.000 lei. Capitolul 11.02.06. Sume de facate din taxa pe valoarea adăugată se suplimentează cu suma de 9.000 lei. Cheltuielile bugetului local în suma de 124.000 lei sunt repartizate astfel. Capitolul 51.02.1. Autorități executive cu suma din TVA pentru cheltuieli de personal 9.000 lei. Capitolul 51.01.20. Autorități executive, cheltuieli materiale de funcționare și utilități în sumă de 32.000 lei. Capitolul 60.02.20. Învățământ, cheltuieli de funcționare plată a VDPSI cu suma de 3.100 lei. Capitolul 67.02.20. Cultură, energie, sport, cheltuieli de funcționare cu suma de 5.000 lei. Capitolul 74.02.20. Protecția medicii, cheltuieli casă de salubritate cu suma de 66.900 lei. Capitolul 84.02.20. Transportul, cheltuieli funcționare cu suma de 1.000 lei.
Prezent autorizare se comunică prefectul de Bacău, primarul comunei Crașin și compartimentul buget contabilizat de venituri și achiziții publice în termen de 10 zile de a data adoptării de către secretarul comunei. Articolul 3. Compartimentul buget contabilizat de venituri și achiziții publice va fi stat de ține prezenta autorizării. Am și calificare, adică atragem. Nu avem cântare
suplimentar? Da. Sunt cu ani, e corect, sunt cu ani și la rând. Vă spun, mușcul o va cu de față din corp. Să facă ei, când urcă pe cântar? Păi, eu vă spun ce se poate face, da? Mușcul văd din partea noastră și automat a spintat greutatea. La cântarul electronic există un buton pe laterală care scurtează și accelerează greutatea. Dai cu ajutoare și acolo când pune pe cântar, hai să spun un cântar mic, îți vinde struguri și are, există un buton, pac, și te duce. Nu, vreau să spun, deci am vrut să spun că a fost acolo o vicinimare și a făcut un lucru. Nu cred eu că s-a ajuns să ne punem căciună la voi. A fost corect, de ce? Că am făcut comparația, ce cantitate greutatea și în ziua respectivă, bătea cu celelalte anterioare. Deci nu s-a... Aici faci singura foarte simplu. Bun. Dacă aveți păreri sau aveți idei în care putem stopa și să lumea să fie conștientă, să dea cine în acel și ce n-ați să facă colectiv, să știți că o nemoțiune care am cu rompresul și o să fac o adresă scrisă, vedeți dumneavoastră care ziceți cu comună, până fiind prima jucăie în viitoare, toate punctele de colectare sunt pline cu deșeuri, plastice și mai nu mai cap în trucurile și stași. Și e nici care zic ca Dumnezeu cu. Îi trimite întâi înapoi. Vă frate, noi am doar să duc la lecturi oră cel mult, poate și ceva. Dacă nu o să facem adresă, căutăm altă firmă în care am lucrat noi, să ne zice ei că, fiindcă va veni 1 ianuarie, nu știu dacă dumneavoastră știți, că vom plăti la fondul mediu. Acum, cantitatea deșeului și clave trebuie să fie 35% de cea totală. Și atunci ne plătim cu toată sancțiunii de la fondul mediu. Anul ăsta câte 10.000. Păi am sunat tot la urmă ce vezi doar, vedeți cu 1 miliard la fondul mediu, că voi, din păcăliți, că noi fie că ei ce fac. Mașina care ia cartul de deșeuri de astea reciclate, de la Africa cel Mare, vine ea și la cașă și ea și-a să ia cașă. Și nu are control cât și cum au de fiecare parte, când nu știu la vremea. Atunci, dacă nu o să facă, adică chiar mâine o să facă tăia către ei, renunțăm la plicitor și facem o contract cu altă firmă, cum am mai avut, care îi ne ajute, care ia numai, nu dăm la anul, sunt de milioane, prin ajută la fondul mediu. Și așa dăm cu groază de bani la bunări. Deci, un groază de bani la bunări ăsta. Și vă zic sincer, am vorbit cu primarul din zonă, chiar cu primarul din Vârstănești, tot la fel se construi și eu cu problema, capul meu, acum, ca să ne iasă la ce se colectează. Și m-am văzut că nu este diferența mare între luni. Acum, probabil că vine iarna în noiembrie, cum va scădea, va scădea. Va scădea... Da? Nu mult. Un pic, da. Ei, dacă va veni din, vă spun, din aprilie, martie, mai. Ce știe el? Ei, pe capul lumele este mai bine, dar un an de zile făcut în comedie, comedie de... A trebuit să fie casa în jur la 9 ori de persoane. Ca să putem să acoperim. Nu o lege cine. Acum, problema este următoră. Subvenționăm. Cu 1,80 €, dacă subvenționăm, nu este o avere de consiliu local. Dacă subvenționez la 5 lei, încă 5 lei, o să copii fără social, este o avere. Se duce cam la aproape 2 miliarde de bani să dăm subvenționă la noi. Ceea ce mult pentru noi. Deci ai permis, da. Nu. Deci ai permis. Pentru persoane fizice, ne permite să facem subvenții. Nu pentru persoane juridice. Da. De-aia trebuie făcut calculul, scăzut cei 21% care e întâlnit tot timpul din total de iotate, care reprezintă persoanele juridice, ce scrie ei, că aia va așa, 70% de mâni pe iotate de noi care aparține persoanele fizice. Nu știu, calculul ăla. Acum, mă gândesc, vă spune și cu primare ceilalți, că sunt mers la adis, văd ce soluții vom găsi până la anul. Anul ăsta, sper să ducăm până la situare, să ne cadrăm în casa, că nu avem curățat. Ca să putem să ne închidem bine și să nu avem probleme cu viitor, dar la anul trebuie să fie o soluție neapărat. Vă spun că acum vine și un an electoral. Vine un an electoral care, vă spun, dacă îi cocoșăm cu oameni cu taxe în mașină de parte, nu m-am primat la data, dar și dumneavoastră, sunt consilierul care îți fac, că până la urmă sunt cei care au aprobat. Și nu-i bine. Nu-i bine să... De așa oamenii sunt destul de necăjiți, salariul pensiei sunt mici, cel dacă s-au mărit pensiile, s-au mărit produsele și comuna a dat, trebuie să ia înapoi și nu e bine pentru comunitate, nu să-i ajutăm, nu trebuie să-i putem mai tare înapoi. Mai ales că au trebuit până la părți, numai la primărie. S-a deschis cabinetul somatologic, avem un doctor tânăr acolo, funcționează, prost anunțați vecinii, să vină, prețul sunt mai mici ca în oraș, vă dau un exil mat la o extracție de dinti sau
producția e în serie și în orașul în jur la 80% de lei. Deci prețul e așa am stabilit, ca prețul să fie mai mic. Fiindcă și așa chiria care plătește către consiliul local este, către noi este mărică, nu e consiliul foarte mare. Fiindcă s-a aplicat conform legii. Legea spune că la închirierea spațiului medical e de 5 ani să iau 1 euro pe metru pătrat cu spațiu, pe an. După 5 ani se, se fac și negociere în funcție de prețul pieței, evaluarea prețului pieței. Așa că, având în vedere că nu are mult să plătească chirii, eu am convenit cu doamna domnișoara doctor ca prețul de tarif să fie mai mici, ca cetățenii beneficieze de servicii sunt foarte bune, tot este nou, aparatură nouă, sensibilizare este nou, scaunul nou. Deci nu, condiții sunt extraordinar bune, dacă aveți probleme, vedeți cum trebuie de acolo. Eu nu o să fac datura acolo, o să fac datura că am și probleme în oraș, în anumite motive. Nu creez discuții în comună că îi face pe mare moaca datura, suntem destul de drept. Dar undeva să o puteți face că chiar dacă nu mai multe. Comisia pentru programe de dezvoltare economică socială, Sugere Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunii, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Serviciu și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre de privire cu utilizarea bugetului local pentru anul 2019, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 176. Noul gen numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ, emiterea avizului cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Mulțumim frumos! Trecem la încarul de zi. Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Cartea Spatău, în Consiliul de Administrație și Policașul, lucrătorul Nicolae Cuclar. De regulă și nu regulă, în decursul anului, reprezentantul Consiliului Local a fost viceprimar. Indiferent care a fost viceprimar, el a făcut parte și eu am făcut parte cu parte parte viceprimar. Dacă sunteți de acord. Atunci, articolul 1. Se desemnează domnul Dragul Adrian, reprezentantul Consiliului Local, Consiliul de Administrație, Școlii Gimnaziale, Școlii Curaie, Petularul Cașa. Articolul 2. Secretarul Comunii va comunica prezenta autorările persoane desemnate de la articolul 1, Școlii Gimnaziale, Comunicătorul Nicolae Petularul, Cașin, primarul Comunei Cașin, prefectul de Supată. Raport de activitate. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Acme, analizând proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Cașin și de Supată, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Învățătorului Nicolae Costaru Cașin, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Deci, e vorba de portetul contul când a fost confirmat, acum a venit un control să vadă dacă s-au realizat măsurile. Toate măsurile care au fost realizat, mai puțin procesul cu EON, cu radio televiziunea. Radio-televiziunea română, nu cu EON, nici de când. Procesul este la București. S-a părea după avemirea timpului de casă, s-ar părea că o să încheie. Că ne indicăm cu statul român, că are decizunea amnistia statului român. Fiindcă acea taxă, cei s-au făcut costul, au considerat-o ca ilegal, care mi-a impus să cedă la EON, ca să facă plata la radio de ce de dar după ce s-a făcut plata de televiziune, eu la societate, la Cristelnicul de nu am avut activitate, mi-a venit pe zero. Deci, ei, taxa de televiziune, tot consumul meu, o retras. Deci, cum ar fi o compensare? Da. Vă întreb, la facturile dumneavoastră n-ați remarcat această compensare? Nu. Să vă scadă taxa de televiziune? Fiindcă dacă era acest lucru, cel la cu de lucru, ar trebui să se existe. Da, cum a fost în 2017? Sunt doar victorie.
avem un fond. Care? Culme. Da, da, așa. Asta, decizia curții, să facă. Decizia da, asta. Dacă i-a survenit modificări. Modificări. Da, adică am mai achiziționat un teren sau... Dacă i-a achiziționat un teren, nu până la 30. În 30 de zile de la achiziționare... Bine, aia legea spune din locul ăsta, legea notarială. Tot teren trebuie zic. Dacă nu, codul fiscal spune până la 30 de zile. Codul fiscal spune 30 de zile de la dobândirea imobilului sau... Bine, eu nu vine, nu vine. Dar dacă nu vine, codul fiscal spune până la 30 de zile, sunt să declare... tot ce i-a subvenit cu ei în lucrări. Acum, vă spun cu partea cealaltă, cu Scoția. Unii românii au făcut inspecție fiscală. Și când spun inspecția fiscală? Mergi tehnicianul, mergi tehnicianul, mergi cu inspecție fiscală, din casă în casă și vezi. Că la măsurătorile care îți fac și la locuinții, oricum se găsești mai mult. Fie ca și la Cotoșa Dramașcă, cu un magazin, cu un chedem, cu la țară. Acțiunea genul ăsta a făcut-o cei de la Băsănești. Și au reușit să aducă în plus la pietul local 100 de lei, miliarde. Adică au fost și au verificat la fiecare. Nu i-a sancționat cu oameni, bineînțeles. I-a impus la ta și impozite. Dar dacă impunerea se face și cu un plat de urmă cu 5 ani, aceea ce a găsit în plus, adică să sancționează în felul la ta și... Dar poate o faci și noi, dar nu știu că. Asta e... Dar studenți probabil nu vin. Vă spun că acum nu știu la ce primării, tot la 11 ani, acum, cu mătă zici primar, nu vin oameni. Cred că nu vin. Unii nu știu. Da. Da. Unii nu știu. Dar cum să nu știi când ai perfectezi un an? Unii, uite, știți cum mă... Trebuie să fii. Cum se întâmplă. Când vă spate o dată moștenire sau de cuzare cu părare, atunci e nevoie de cadastru. Dacă știți prea bine că nu poate face tranzacții fără cadastru. Și cum faci cadastru în tabulare, automat că schița, că vine cu schița unui plan de situație, nu mai bate ce ai scris în calculator. E o problemă mai mare. Atunci, da, este prins, îi plătești ultimii 5 ani impozit cu o suprafață în plus și este băgat în egalitate, cum ar fi. La noi este o cutumă la așa. Din ce APU, din ce APU, nu s-a păstrat nici la Biblie care au avut, cum aflat Măsărea Cașa, care au avut continuitate din 60 până zile de azi. Nu. Zona de APU. Da. La noi e vorba de titluri publicate. Sunt titluri ridicate pe perioada aia și care nu au fost înregistrate. Și e gândit acum că vă fac el nu a registrat cu toate cadrele de teren. Și nu mai cum să mă îi dai seama, fiindcă titlul s-au eliberat de 95, 94, 93 s-au eliberat titluri. Iar în 2001 sau 2003, parcă ții minte, s-au descărcat ce au mai avut ei pe acolo, ce au mai scos în titlurile care apar la judecatul cadastru la noi în calculator,
Și de asta că s-a zis a venit tot în 2011, nu ne-a bătut că toate a suprafața comună. Deci s-au făcut sământul, comuna ca și noi 36 km2, 36 de hectare, și cum ieșeau, cum mai zic, hectare ieșeau. Scăzând cursul de apă, drumul și ce avem în mână. Deci nu ieșeau, de cauza asta nu iese. Plus că sunt foarte multe terenuri cu raza comunii, care oamenii dețin. Adică ai titlul cu 2000 de rățin de clas, dau exemplu, și pe care ne există documentul. Cel puțin, vă spun, partea Tăraua 14-12, cu partea sănătă, dar și cu Sfânt Tăraua 17, cred că sunt cel puțin 200 de hectare care sunt libere, adică vă zice, vreți cu oamenii de acolo documentul. Acum, o să faci o altă cu catastrale, cu cadastrul am ieșurat și cu țara mare, fiindcă oamenii au refuzat foarte mult, ei refuză diabolitinul și titlul original când îmi trebuie, plus când i-a ieșit acum cantitatea dând titluri, mai ar fi putea dând direct. Și cadastrați nu ar putea dând, și când la cine iau. Și acum, culmea că cei care au făcut cadastrul, au fost anii și-au făcut cadastrul și-au făcut cantitatea care o are în titlu, și la un moment dat o să rămână oameni care nu se mai încapă în canal. Fiindcă, ce se întâmplă? Eu m-am uitat pe tabel din luminează la Pânea Profesie. Ei au fost măsurați cu o suprafață, zic, 2000 m², dar în titlu i s-a scris 2000. El acum când cadastrează și se vândă sau, mă rog, ce face el, îl face un titlu, s-o vezi cu tine. Nu mai face după ăla ce a fost pus acolo. Deci a fost niște greșeli făcut din Comisia Locală la transferire de noastră. Deci, inclusiv la unii care a luat. Deci, da. 1000 mi-a luat 1000 m² aici, la ce mai. Ei, la fi că altcineva din neamul nevoastră o trebuie o suprafață. Cum? Poți cineva din lui din nevoastră, o trebuie o suprafață. Nu. Un hectar a fost și s-a luat 1000 de metri. Doar, doar documente. Pe țara mare sunt care au fost în dealul stânii și au luat cricii lor. A fost aici la producere, a fost acum. Și au fost timp aici, consiliere și părere. Sigur. Da. Da. Adică sunt... Sunt... Dar nu, eu vă spun cu faptul, dar ai bătut cu momentul ăla, nu mai este. Nu mai este. Ea e proprietatea noastră aici. Da, asta e altă discuție, nu are de spus. Ea vă spun că ori de idei. Vă mai spun noi iar, mai dau iar niște, ca să mă întreba la urmă, cu gazul, a venit doamna, în două săptămâni este studiul fezabilitate. Acum s-a modificat legea și ne permite la guvern, să mergem la guvern cu studiul fezabilitate ca să facem contractul de finanțare, că ar fi fost o sigur să mai fac proiectul de execuție, că ar a costat alți bani. Pentru proiectul de execuție este făcut licitație. Și când legea s-a modificat acum 2 ani de zile și spune că dacă proiectul de execuție, valoarea lui și valoarea investiției depășește 100.000 de euro, face achiziții publică. Fiindcă ăsta, pe tia și cu siguranță, va costa mai mult de 50.000 și 60.000. Dar valoarea lui adevărat cu a execuției depășește cu numai bine. Și am înțeles că nu sunt foarte mulți la guvern cu solicitări, fiindcă nu au terminat toate avizele. La noi este mai bine că avem ființată rețeaua și nu mi-e trebuie aprobare de la EON, da, sau de la o firmă să face citație care... EON sau o altă firmă care poate să prezinte gaz în Cașin. Până astea Cașin a terminat cu SF-ul în iulie și nici acum n-au reușit să facă citația pentru operator, adică să treacă cu operator. Dacă terminăm în 100 de mâini, o să mergem la București, o să vă facem o discuție locală, practic, să aprobăm valoarea care este în SB, da? Și după mergem la București, să încheiem contractul pentru să știu că aveți toată finanțare. Acești bani, vă spun pe acum, vor fi rambursate. Deci nu sunt rambursate. Să iei de guvernul, ca și cu mult, o fi? Da, mă duc așa. Dă cam mult, cu dovândă, că dovândă vor fi mult, și nu cred că vor fi bani. Și vom face calcul. În momentul când vom avea valoare, vom face calcul pe câți ani ne aprobă și cât ne putem îndatura. Dacă ne îndaturăm la o sumă nu prea mare care putem să suportăm, îi dăm drumul la lucrare. Dacă suma va fi foarte mare, dar pe când va fi foarte mare. Dacă va fi în 100.000, este o sumă care o poate suporta Consiliul Local, în orice poziție vă spun, pentru a achita și avem un gaz din comun. Investiția sunt timpii cu 15 km liniar, conduse de gaz, atâta ieșică, fiindcă nu e numai cuit la Vlașca și Boița, e și în satul Cașin. Fiindcă satul Cașin, toate ulițele au gaz. Da, aveți aprobare în satul Cașin. Nu. Avem
aprobare. Deci nu ai cum faci chestii de fiu zicând că... Dar există aprobare. Nu există, nu este necesară o altă aprobare de extindere. Păi n-am zis tu așa ceva. Am zis că la acești micrometri nu intră numai Furița, Vlașca și... N-am fost atent. Poliția. Intră și nu s-a ducat așa. Fie că s-a ducat și nu s-a făcut acolo și nu a prins statul poliției. Nu s-a prins. Poate așa, atâtea fonduri au fost, atâtea bani au fost. Și s-a făcut... Da. Fie că mulți, acum câțiva, au adăcat să potrivi autorizații, care s-au făcut extindii singuri. Și cu ăsta, adică... 30.000, 40.000 de euro extindii, în funcție de cât mergi în iasă. Îți bani mult și... Nu e bine ca omul să plătească de un alt lucru. Așa dacă reușim să mergem să obținem această finanțare, sper ca la anul, de cât vă dura justificația cu tăiaș cu cine a justificat, este de anul lucrat, de anul Dumnezeu. Fiindcă sunt sceptic la cât nu țin în citație. Nu țin ei pe loc și cum vin și cu alții nelemurit după ce a făcut vreo. Așa, la drumul viilor, știți că ați aprobat extinderea de apă, ați cu lucrarea. Sperăm ca domnul Jumat să închidem și până dă frigul să o preia gradul și să dea drumul la aprobare. La trotuare s-a făcut aplasamentul, s-a trasat. Am început, mai zis, începem cu partea de jos, la biserica de jos, să mergem spre capul statului, ca la anul primăvară să începem de la magazinul Profi spre codul poliției acolo. S-a jurnat, acum a putut și punctul de papiere, sunt la viitoare ca trebuie să trebuie începe lucrarea poliției. Chiar l-am pisionat și a zis că din timpul pe care sărăcești, ei poți să lucrezi la papele, că nu-i botulile să treacă cu cine trebuie, după papele lucrează și ca cu zeru de aia. La drumuri nu au venit, cum vedeți până acum, le-am făcut somații cu rezilieni. Chiar de fost că de luni vor veni, dacă nu vor veni de luni, până în 10 octombrie, în termenul, vor îndea contractul. Am urmărit costul gazului care l-avem în achiziții publice, să avem timpul iară să facem o nouă licitație. Poate dă Dumnezeu ca să nu mi-e ține nimic pe loc, poate nu vor eu ține nimic pe loc, dacă e făcut, nu știu cum să fie doar să ține pe loc, ca până la 3 aprilie să avem un acos pus în următoarea. Mi-aș dori ca până la decembrie, ca pe septembrie posibil o casă cu nevastă, să le terminăm. Măcar dacă nu se terminată, măcar 7-6 luni să fie terminat. E că contractul de... cu afirul de finanțare, e valabil până iunie, anul viitor. Dar, având în vedere, dacă am avut experiențe și la alte finanțări europene, dacă se face o altă casă din un alt lucru, se mai face acta de primire, acta adițională, pronunciere, muncă 6 luni, o jumătate. Și asta vine ca să nu pierde bani. Păcat, la proiectul am început în 2015 și mai știu că trebuie acolo la Iași și la Bacău și cât în Iași și Fiesc. Cam asta e cu investițiile. Trebuie să pregătim de iarnă, am primit la domnul prefect Măsăriu. Până pe 20 septembrie să dăm contractul de zi pe zi. Mi s-a făcut grea, că nu nici acum la ținut complet. Pentru că nu l-am făcut, avem și contul nostru. O face și cu firmă, ca să avem pentru misiv și oricum contul nostru nu va putea cu firmă. Dacă banii ce vin, nu are timp să facă. Cam doar. Termină curița, cașul în primul, ca să vină cașul în curița, e la fel sau la drășeștiul, un altul zăpat. Alea putem eu lucrească prin desinfecție, poate la anul, dacă vă gândim noi pe aici, că vei fi eu primar, mă gândeam să cumpărăm și un tractor, la Brașov să fac un tractor universal. E o firmă făcută de niște ingineri români, tine, tractor care are și la un desinfecție și remorc, eu... Hai, am curat. S-a dat 2-2 de lei. Lamă, deci, profesională, ca să închide, să faci greu, să faci invers, ca să poate intre orice unii fotografii aia de îngustă. Așa, dar sunt tractoare profesionale care vreau să la un desipețire, cu cât încărcare, cu remorcă, cu slăliță, cu braț de coalizare de faci, cu braț de sus șanțuri. Spărbun la Brașov, sunt tractoare românești și chiar am vorbit cu colegii din Marte Județ care au chestii, dar sunt foarte mulțumit de el. Deci, el e mulțumit de toate acest tractor. Facem toate. Da, și cu bretele. Este un pic mai lung decât tractoarele de jumătate. Și la care se poate monta și bretele de sub. Este un lung. Vom vedea. Facem ce până la anul și vom vedea ce va mai fi. Cam asta a fost un dar de seară. Dar în august și până la mundul la urmă a fost după primul an. Cine mai dorește? Da, să revin cu tine terminase. Cine mai dorește?
la măsurile astea de eficientizare. Mă gândeam că dacă ar trimite la cei care nu și-au deschis încă rog sau nu au venit, să trimite în știință. Și mai avem o chestie, o măsură suficient sub subordonarea doamnei secretar, în sensul că Celestial să facă acest control, mă rog, să verifice concordanța dintre registrele agricole, înregistrările. Se face. Da? Da. Nu, se face. Eu n-am văzut aici la măsuri, adică n-am văzut secretarul că se implică la măsuri. Prin conform organigramă. Și legii organigramă. Nu înțeles, dar dacă tot e conform legii și organigramă, ei pot fi trecut și la măsuri care se implică și mei. Pentru că chiar se implică, da? Dar nu e vorba de măsuri pe care le iau eu. Nu. Măsurile care trebuie să acolo. Asta, pentru că faptul a ceea ce facem noi, aici. Deci asta este vorba. Consiliul local vine cu propune pentru ce aș fi să ne amintită. Și bine aș fi ce fac eu, mă rog, eu nu știți că nu vă vorbesc. Nu trebuie. Am dat că să-mi pierd. Bun. N-aș ști, domnul primar, organigrama, dar era vorba doar de funcția de secretar general și de consilier achiziții publice. Așa. M-am uitat pe site pentru că am aici și statul de funcții. Și m-am uitat și pe site, dar n-am găsit. Am observat că pe site dumneavoastră puneți numai proiectele de hotărâri fără anexe. Adică dacă vrea cineva să vadă o anexă... Anexele la hotărâri sunt. Cum să nu fie? Ce-am căutat când l-am găsit? Adică, de exemplu, mai le-am publicat în care și eu, domnul Ștefănescu, dar eu le-am primit. Nu se primit o hotărâre. Intra și da, da. La organizația, la statul de funcție, am căutat un stat de trebuie să fie un pic mai jos. Mai jos. Un stat de funcție am căutat din 2015 și l-am găsit. E, din 2015 era la cel. Așa. Și ce n-am mai găsit? N-am mai găsit pentru că s-a eliberat un certificat fiscal și s-a perceput taxă de timbru. Și eu știam că din 1 ianuarie 2017 legea a fost cu 102 taxe. Și vreau să văd pe site-ul primăriei, în aprobarea impozitului și taxelor europene de la începutul anului, dacă am aprobat noi o taxă de timbru la eliberarea certificatului fiscal. Întreb. După eliminarea celor 102 taxe, serviciul impozite și taxe sau registrul sau cei de la agricol mai percep taxa aia de 2 lei? Întreb. Cred că da. Care face venitul la ceva și la 2 lei. Asta întreb. Am aprobat noi. Asta am căutat eu pe site și n-am găsit. De la când s-a aprobat? Este. La o lege de timp, și 10 lei. Onești percepe taxa la urgență, dacă vreți să ieși. Nu se mai percepe taxa la Onești. Eu am scos un certificat fiscal la urgență și nu s-a mai perceput, pentru că este legea 1 din 2017, în alea 102 taxe, că s-au scos cele 102 taxe. Trebuie să fie atât. Nu, 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 zic, nu pot să-ți răspund, nu știu dacă legea 1, da, spune așa, că se scot 102 taxe, dar nu știu ce am aprobat, trebuie să verific când am aprobat impozitele și taxele locale. Și atunci am căutat pe site și am găsit anexele. Nu știu dacă există în lucrurile asta, nu am văzut. Nu cred că... Taxa de lucru, am uitat să răspund. Da, a spus și vreau ce am luat asta. Și m-am întrebat. De ce se mai percepe taxa aia de 2 lei, dacă legea 1 din 2017 a spus cele 102 taxe? Acum este o taxă de timbru, nu este taxă pentru eliberarea certificatului fiscal. Zice taxă pentru cerere. Zice taxă de timbru, nu este taxă pentru eliberarea certificatului fiscal. Da, vă rog să vă uitați. Da, mă uit. Pentru că eu am și aici, am spus un pic asta și zice așa, taxă pentru cerere, adică eu cer certificat fiscal. Da, domn, dar este aici o taxă de timbru. Da, este taxă de taxă pentru eliberarea certificatului fiscal. Nu, taxă de timbru. Și nu este scoasă pe legea 1? Asta întreb. Deci este scoasă pe legea 1, pe cont fiscal. Nu pe legea 1 sau ce lege. Este impus. Este impus prin contul fiscal, prin hotărâri. Și la 102 taxe, unde sunt și taxe de timbru.
Ce taxe de timpuri sunt? Nu știu, și vedeți, sunt mai multe taxe. Păi dar sunt care nu mai iau această taxă de timpuri. Ei, dar sunt și primării care iau 5 lei, vreau să vă zic, pentru nu se mai da. Doamne, de ce vă spun din câștiu? Da, mă rog, nu intrăm prea mult în amănuntul pentru 2 lei, dar ai idee. Este deja prea puțin 2 lei. Da, nu intrăm la amănunte, dar să știți nu, pentru, adică, nu cred că este sumă foarte mare și mare. Dacă e legal sau nu? Deci, nu cred că asta mai trebuie să-mi dar zice. Este legal sau nu? Este prins în aprobarea impozitului și taxelor locale. Da, este prins în aprobarea, care este la anexă. Deci, pe anexă la HCL, impozitul și taxelor, este prins. Da, pentru că persoana m-a întrebat. Ați dat voi vreo hotărâre și am zis, bă, sincer să-ți spun, dacă este prinsă în impozite și taxe. Am pus pe site să văd anexele la aprobarea impozitelor și taxelor și am găsit. Asta e cumva, da, este la anexele. Dar la hotărârea inițială, pentru că noi am modificat hotărârea în fiecare an cu ce-a fost. Am înțeles. Deci verificare este pe site-ul primăriei la hotărâre. Cum este anexă? Păi, dacă este modificare, deci este hotărârea aprobarea impozitor pentru modificarea hotărârii cu tare, da? Hotărârea cu tare nu aveți anexă, fetelor. Deci, doamne, este hotărârea dată în 2017. Pe site-ul primăriei. Este hotărârea și atât. Deci, doamne, ascultați-mă, eu am zis vorbit de 2017. Este pe site-ul primăriei hotărârea de impozite și taxe. În 2018 nu s-au mărit. Și dacă nu s-au mărit, s-au dat hotărâri prin care să rămâne la același nivel ca în 2017. Automat hotărârea din 2018, implicit cea din 2019, nu are anexe. Pentru că rămâne la valoarea impozitului din 2017. Nu, asta a fost. Dar ca idee, deci ați înțeles cum vine? De-aia nu aveți anexe. Dar sunt hotărâri că nu au anexe. Asta vreau să vă spun. Păi sunt hotărâri care nu au anexe. Știu, a văzut, dar mai și greșit Ștefănescu, că am văzut că scriu o hotărâre și mi-au creat hotărâre. Da, m-am eu zic cu persoane că taxa asta de timbru când a eliberat, este expres pentru eliberarea certificatului fiscal. Nu este expres, este cuprinsă. Este cuprinsă, dar taxe pot fi în cer. Exact, da, înțeles. Ok, bun. Da, și să revin la statul de funcții. M-am uitat și eu, dar când am privit documentele toate, m-am uitat pe statul de funcții. Și am văzut, știu că s-a scos la concurs postul de șofer. Și am văzut aici că nu este dreptul Tudor Adescu, e vacant. Probabil am uitat să-l... Da, bine, da, cred că am uitat să-l... Deci este constructiv, nu este răutăcios. Vreau să-ți înțelegeți din capul lucrurilor. Ce am mai remarcat și vreau doar să întreb. Deci, întrebări, domnul primar, nu vreau să fac grimase. Deci, eu sunt aleasă de oameni. Sincer, nu răutăcios, constructiv. Vă rog, chiar îmi scuze dacă vă simțiți. Eu vreau doar să vă întrebări după masă. V-am întrerupt la ce-i spuneți dumneavoastră. Da, nu faceți unde ați văzut? Eu uităm cameră, din locul. Ce am mai remarcat aici, deci cu Tudor Aghe, și vreau să mă mai întreb ceva. În 2006 am văzut două persoane care au studii superioare, respectiv Gustav Ionuț și Comăneci Maria, Ana Maria. Gustav Ionuț apare la nivelul studii superioare și Comăneci studii medii. Să revin la serviciul voluntar. Înainte de concursul din... de serviciu, șef serviciu voluntar, care a fost, concursul a fost pe studii medii. Da. Da? În organigrama din 2015, postul era la studii medii. Acum apare la studii superioare. În ce bază ați trecut ai studii superioare și, în paralel, de ce n-are și Ana Maria studii superioare? Care facultate și ea? Nu este în domeniu, mă gândesc. Nu are facultate de funcționar public. Așa. Și celălalt contractual. Ok. Sau conform reorganizării, s-o cadrat. Nu are cum să cadrezi, domnul este profesor. Cine? Gozat. Eu. Aici n-a venit ca profesor. N-a venit ca profesor, dar a participat la concurs pe un post cu studii medii. Neavând studii, eu doar întreb. Deci este contractual și a fost reorganizat pe studii.
Dai o declarație de mână că ești de acord să susții acest examen pentru funcția de în felul ăsta te încadrează indiferent dacă ai studii superioare sau nu. A fost ca să declarație care am dat-o și eu în viață. Da, asta este. Deci, doamna secretar, dar cu acordul tău poți să ocupi și o funcție mai șasă. Deci, ce are? Invers. Deci... Nu există. Adam, nu există. Trebuie să fie numai la zi. Da, mă rog, că... Din punctul ăsta de vedere există, adică, cel puțin eu am dat o asemenea declarație. Trebuie să fie acoperit de alte. Adică, de la studii superioare, poți să-mi cobori cu o funcție cu acordul tău, dar din invers, nu se poate. Da, nu, mea aici și mea femeie, dar aici... Angajări de resurse umane e cam la fel peste tot. E responsabilitatea celui care se angajează la funcția respectivă. Da. Cobor, cobor ca și gradație. Ești pe studii medii și te duci treaptă. Da? Dar nu poți să treci de la studii medii la studii superioare dacă tu ai participat la concurs pe studii medii. Și fata asta duce într-o la fel, Ana Maria. E altfel promovare la funcții publice. E altfel încadrare la funcții publice. Și altceva este la comunitate. Deci, nu, deci legislația diferă. Nu poate să diferă în acest sens, doamna secretară. Ei, să ne puneți mâna și studiați codul muncii și acum a funcționat pe tot pe postul studenții medii, da? Dar nu are facultate. Nu-i cu specialitate. Nu-i cu specialitate. Și domnul, ia. Și bun, a spus dumneavoastră, și domnul Bosabiu este pe specialitate. Nu este funcționat, nu este doamne, este, deci funcția lui este șef servici, el nu așa. Are grade de promovare exact. Și altceva. Este o funcție pur și simplu care nu mai poate el nici poate să evolueze, nici să evolueze. Cum ați, în ce bază ați făcut modificarea din 2015 pe studii medii, în 2019 pe studii medii? Doamnă, știți ceva? Atâta timp cât la Agenția Națională a Funcționat Publicii, nu mi s-a întors nicio sesizare cu privire la aceste aspecte, nu am la ce să vă bag cap. Acum să găsesc explicații. Au fost primise, s-au dat și declarații și la poliție pe tema asta. Da, deci, s-a luat atunci pe noi. Tema asta a fost discutată și rediscutată. Foarte mult. Eu doar am avut curiozitate. Dacă am văzut, Deci dacă era o greșeală, agenția, îmi dădea telefon și îmi spunea, uite, doamne, vezi că ai greșit acolo. Tu mai greșesc, să știți, mai greșesc. Acest subiect o fac și într-o proiect general, care a fost 3 luni acum, fără autor, și care a fost achitat săptămâna pașă de 3 ori, și vinerea mare a fost 3 ori. Se vrea de ziua la cei care au făcut-o să fie doar parte. Înțeles că n-am văzut nici, nu spun nimic, n-am văzut. Și a fost acolo o grămadă de inerții făcute la nivelul fostului local. A fost, vă spun acum, una de mine, că a fost o sabie nu plecat în Germania și i-a dat primarul fără plată de timp. Fasă, omul a fost concediu de odin. Fără plată, a fost cu brânz Constantin. Deci, de fost că nu-i salaria. Deci, nu am și văzut nimic. Adică, de ce vă referiți la locului la consilierii locali? Care a fost? A zis că la nivel de consiliul local, s-a zis. Nu s-a zis. Acum am zis. Deci, acum vreau să vă zic, am greșit. Dar vă spun. Ce care a diplomat? Nu a avut puterea să-i
Poți să iei cu curierea ca la domnului, ce-o putem de spii. De acolo, ai ieșit care spii, îi spii, dar... Păi ce, după domnul Iuda, dar ce, băi, când vreau să fac un lucru, când deștept, și spui, uite, cum dau să vedem cine sunt eu ăla. Și le-a făcut la Iurea. Fiecare a organizat primării are dreptul la fără plată, dacă vrea. Deci nu mai mă duc trebuie. Oricum din țara asta, care e problemă? Dacă mi-a apropat și a fost un anunț în Germania sau a fost ei problema lor. Sau ce face o sală în timpul liber, e problema lui. Că l-am cununat, problema mea. Pot cunun tot consiliul local, pentru că sunt soară, domnul Dragomir, îl cunun, da. Și ce dacă? Era într-o vreo. Era într-o vreo. Era într-o vreo. Dar și o funcție aici, dacă... Ai și o funcție în... Da, acum hai să fiți serios. Nu mai nemții s-au făcut treabă. Bă, să-și au dat seama în program de achetă, că sunt răutăți, sunt... Au pus să caute găsențe, vezi oameni când vine la lege și că iar când m-au trimit chiar după acolo primarului, nu e poate la scandă în tine. E o prostie. E o prostie de ce nu s-a făcut la divers. Știi, nu? Primarul a fost picat, primarul nu este capsat în urmă. S-a putea să înceară în urmă eu, s-a putea să câștigi. Și uite așa noi tot sunt în bani. Greșelul e altul dacă ai... E prezidia. Da. Astăzi, răutății, vă traduci cu care asta, nu am nicio bănuială, nici nu sunt nevoastră, am avut discuții. Un pic bănuiam eu și clar, mi s-a dus orice bănuială, fiindcă omul a fost extrașat și mi-a spus ce mi-a părut loc, cuvintele care le-a spus el pentru el, pentru el mi-a părut loc. E cineva din jurul primăriei sau din interiorul primăriei care vrea să-mi facă loc, puși de alții sau nepuși de alții. Informat de scutul primăriei, ei au ședință cu salariații, zic, bă, frate, ceea ce se scut în primărie, ceea ce se face în primărie, când ai spus și-a primărie, primărie primărie. Primărie primărie, că așa este corect în instituție. Ca să facă. Dar am avut o discuție cu ei și cu vârsta între ei, că se pot fie între ei, să pot fie. Nu-i corect, nu-i normal, că discuții nu poate funcționa pentru oamenii, nu sunt... Vedeți, dumneavoastră, că nu pot să-mi informez acum cu oameni care iau 30 ani de fie în primărie și o mare parte că se fie pe ei pe aici. Dar încet, încet o să iasă la pensie și cred că se va dezvolta cu sunt și nou în primărie aici. Chiar puteam anul să mai facem cea găsire, dar nu mai facem tot de iarna și frica, că iar de ce? Bă, primarul vrea acolo, dar nu știu la bunul spălător, a fost și cu o reclamație penală, a fost, m-a ajutat și acolo, ce mai departe. Nici nu vreau să mai au. Și chiar cu Dunachiu Ionică este un achetiv bun, bun, foarte bun. Da? Eu spune domnul că ăla e bun, are și el pe tehnic lui cu toți avem comiteagă, dar ales ca specialist, vă spun, este... Este un băiat respectos cu minte. A venit și cu mașina lui de acasă, cu camioneta și am încălcat palatul care era cu ei, cu mașina lui. Nu m-a să facă spațiu. Deci un băiat, eu zic că primăria cu achetiv bun, spun că e mecanic, știi, grezează. Am venit de personajul, deci știi, a făcut el acum o lampă, o altă lampă pentru bulbă, ca să nu faci șansă, să ia mai multă calitate, să iară pe elect. Deci a făcut el. El cu mâna lui, a făcut el. Deci omul, cred că a avut două filaje cu un om bun, zic eu, până la urmă. Dar cu un om cu om. Na, cam astea sunt eu. Nu mă vaie acum, nu mă vaie și chiar nici nu mai... Am ajuns la o piață, m-am dat, care nu mai sunt în răsul tocii și tăvării. Da, nu-i mult. Nu mai bani. Asta, ce, asta e. Adică trebuie să ne acceptăm cei care avem funcții publice. Când am ascultat funcții publice, vei fi și desferit. N-ai cum. Asta e politica. După gata, noi în România. Dar opoziția care îți face corect, vine și spune, doamne, am făcut observație. Da, uite, am făcut observație, doamne, am făcut observație. Da, e pertinentă și bun, foarte bine. Asta nu, dar... A ajuns oameni din consiliere care au făcut parte din mandatul 2012-2016, ce opoziție era. Și opoziție murdare era, vreau să spun. Murdare. Deci nu era cu nimic ce s-a făcut atunci. Nici o investiție nu s-a aprobat. Eu în consiliere local de Hașe, nu-i spun nimic, că aș face reclamă cu gratuit, care nu a aprobat în perioada nici o investiție. Și a fost investiții frumoase. Drumul asfaltat de la poliță, la Cașă, la Altășești, stadionul la Cașă, școală renovată la poliță, stadionul la poliță. Votul la... a fost investiții la 70 de miliarde de lei vechi, a fost prin fonduri europene și guvernamentale. Și acel individ nu a aprobat ce investiții, nimic nu era bun. Adică eu înțeleg că opoziția să fie constructivă, da? Să vină să contrazică acolo unde nu este bine, așa e normal. Ca să zici voi, de-aia trebuie în democrație,
că asta e captură. Primarul care nu are poliție, ce zic? Vine, băi, se zic azi mâna, e bine, că șeful. Dar mâna e bine cum zice mâna. Da, e bine că așa e cum să dă o caldă, orice am, e de să iasă colorat, cum spun ei, cuvinte, adică să fie de multe partide, să fie și opoziție. Că dacă nu este opoziție, lucrul nu vorbește în toată, că fiți pe rău. Cam asta am vrut să vă spun și cu toate lanțe. Probleme sunt, eu scutați că acum, chiar vă rog, dacă știți, am discutat că până acum prostul puțin de cadastru, care e fost să trebuie să facă cadastru mații la casă. Fiindcă acasă sunt foarte mari puțin, din păcate, la casă în fostele comisii de fond funciar, nu numai, care a lucrat în 2008-2012, cei care au eliberat în proprietate au fost mari greșeli. Deci mari greșeli, una că au găsit foarte multe tipuri de proprietate, mari greșeli că la măsurătorii de-a dat o suprafață, în timpul i-a trecut alta, mai mare, sau cum ar fi mai suprafață, vă dați seama, că pământul nu e gumă, e elastic, și pe care vreți niște bani la oficiul de cadastru, și nu putem face. De exemplu, sunt pe localități unde a fost treaba de cadă, spre final, Lofteanu, de exemplu, dar n-a fost cotizat. Și merge foarte ușor la noi, este cu mai la cașa aici, sunt foarte mari probleme. Ne spun sincer, mai avem procese câștigate de oameni care se pune în posesie sau se dă în pământ. Sunt oameni care refuză, acum au scris un proces cu cineva de la București, cu Mărcuți, care refuză să-și facă documentație. Care zic, nu, în lege spune că așa e, legea 8 spune că comisia locală este obligată să întocmească documentația de atribuire, da? Dar acum comisia județeană nu ne permite cu schițe făcute de primar și primar, inginer al Cotlau, și vrea schiță de cadastrat și autorizat. Ceea ce noi nu putem aprova, a aprobat în 2005, am avut noroc că a venit și cu dreptul contul în 2015, parcă m-a aprobat să cei de jurnale să facem cadastrat la public, ca să putem oamenii să ne face tipul. Și norocul nostru a fost că am vorbit cu un cadastrat și care este și expert judiciar, și a zis, domnule, mare, stai cu minte, nu sunt bani în altă parte acolo, că după ți-ai putut, puteți apă cont. Și așa a și fost. La controlul locului cu totul, a fost un nene care a avut un lucru greșit, om necăjit care nu avea nici măcar pensie de slavă, nici omar, și este pierdut la lui. Este pierdut care a fost pus și n-a zis pentru contul, am dat un scenariu 500 lei și doamne în 500 lei. Am dat bani înapoi, a zis că Comisia de Fond Funciar nu are buget, nu este bugetată, dar dacă Comisia de Fond Funciar se ridicați, oamenii cu primar, cu primar, secretar, cine face parte, face voluntariat, n-avem, acum că acum vreo 15 ani, cum aveam un spor, de până la 5%. Ne conveneam. Acum nu mai există nici acel spor, face practic voluntariat și nici noi, Comisia Local, nu putem bugeta Comisia de Fond Funciar. Deci este o educație separată, fără buget. Oamenii nu înțeleg, pot să-mi dea judecată, îmi dea judecată, au câștigat un proces din acum pe chestiunea asta, că nu mai am venit și am spus, cum e cu prefectura când îi face interpelări la om, spune articolul de legea 18, că Comisia Locală este obligată. Și am pus noi interpelare la prefectura, zic, da, dar noi nu suntem autorizați de a face programul de situații. Și nu aveți nici buget. Nu aveți nici buget, păi nu aveți nici buget. La care, vă spun sincer, niciun răspundere la prefectura. La urmă se va rezolva. Se va rezolva. Dacă vor rezolva și vor modifica legea, și va spune că Consiliul Local pot bugeta Comisia de Fond Funciar pentru a face aceste probleme de măsurători, să rămână, face și terminăm cu oameni și îi spunem la punct. Deci este o problemă foarte mare cu Fond Funciar, procesele de acum vorbeați cu bastonul. Cu bastonul, acolo la baston, noi o să zicem pentru oameni care iau titlul, să rămân titlul acolo cu arată. Doamna are cu 6 de hectare, ea zice, nu. Da. Vreau să vă întreb, la fața liceului de salubrizare și la umidere, probabil sunt deșeurile de la primării care s-au venit aici. Nu? Aici nu mă știu cât s-au venit. Deci acum aici, în fața liceului de salubrizare și la umidere. Ei, după ce nu dăm în... E prin sală, în șanturi. Da, asta zic, da. Acum, eu, sincer, poștea 70 de lei nu sunt de acolo. Eu mă doresc ca cei 70.000 de lei sau în casă. Deci nu. Strict pe taxă de stabilizare. Nu, frate, nu ar fi. Deci noi mai avem încasat, ca ce a spus articolul la doamna Cătreanu, încasat, la momentul ăsta, pe de salubritate, 181.709 lei. Deci suntem în taxă. Acești bani dăm în bucetul local, dacă vor fi relocați, în banii care vom încasa în continuare. Cum să mai spun și n-am nici doamna trecut? Sau și n-are anticor. Deci nu e. Suntem, deci de aia suntem sub taxă. Nu suntem sub taxă. Dacă era sub taxă, era problemă. Taxă pe anul ăsta.
Da, nu, cu anul ăsta. Nu mai luăm în considerare rămășițul de la întrecerea. Deci cu anul ăsta noi am achitat până acum 20 ceva de mii de lei, da? Și mai avem încasat 181 de mii de lei. Suntem în tasă. Deci iar aici este titlul vreau să care l-am pus și mai scos. Dacă suntem în taxă, eu altceva am spus. Eu mă îndoiesc că ăștia 70 de mii de lei sunt, care sunt încasați. Sunt încasați la impozite și taxe. Mă îndoiesc că ăștia 70 de mii de lei reprezintă doar taxă de salubritate. Asta vreau să spun. Deci noi mai avem încasat 180 de mii. În momentul când sunt încasat banii ăștia, se face venit la bugetul local. Când se vor încasa? Când se vor încasa? Nu casează, depinde cu la cam mulți nu știu de clasă care de grupul meu fi votat. Ei, tot tema asta că i-am zis și am luat pe cei mari, pe 6 de mari, asta e. Eu asta eu nu o să fiu de acord cu ăștia 70 de lei, dar nu cred că e o marchistică, nu știu ce o trebuie cu orice consilie. Trebuie să lucrați de disfuncționie, de votul mai fix. Nu putem lăsa statul cu mare. Da, așa este, dar trebuie și un pic mai mult, mai mare implicare. Da, implicare în mare și vreau să te consilieri local. Știți ce vă spun? Hai să vă spun un lucru, drag consilier. Sunteți consilier local numai ca să venim aici cu bani și cu hotărâri, să aprobăm sau să nu aprobăm, sau să venim cu, știu, cu completări și mai departe. Dumneavoastră aveți obligația cu legi, dacă luați și nou cod administrativ, prin care consilier local are obligația și să ai să întâlnești cetățenii ăștia, să meargă în unii locuiești acolo. Care e Vlașca, care e Poița, care e la dealul Băbărăcea și așa mai departe, să discute cu oameni, să-i conștientizeze. Bă, s-a discutat, problema cu domnul, da? O știi toată lumea clar. Consiliul local are obligația să beagă acolo să zică, fraților, nu mai dați deșeul de ăla, nu mai dați comun, nu mai dați... Da, dar nu avem o mai mare obligație decât reprezentantul de mediu pe comună, domnul primar. Cine? Avem într-adevăr și noi obligațiile noastre ca și aleși și nu știu, colegii mei, dar eu stau de vorbă cu cetățenii. Dar nu mai mare obligație decât cel care răspunde de mediu. Și toată lumea, nu poți să care răspund cu mediu, uitați că vă ascundeți cu cine picioare că sunt. Ați spus, de exemplu, că joia se ridică presortatele. Eu văd de foarte mult timp acolo, la Cristian Baltă, pe drumul meu, Malta nu l-a deschis. Prima joi, prima joi de mult. Și până de la prima joi, până la prima joi, nu s-a tot? Așa de mult? Da. Oamenii cu da-i în acest punct ședinte, atât nu mulțumim de om crește și facă adresă. Fie când îi dă bonul, când îi dă bonul, atâta vedecă. Care că mă, că noi nu ne ajută la fondul mediu, la declarația fondul mediu, nu ne ajută. Și atâta tu e munte acolo. Bravo, mi-a să ridicat nici altfel. Plus că vă plângeți de cantități mari. Dacă treceți pe DJ sâmbăta, uitați, nu, deci fără să coborați din mașină și să ridicați capacele sau să vă uitați în saci. Ce fel de deșeu scoate omul la parte? V-ați spus întrebarea că și de aici pleacă, sunt cantitățile mari, adică material de construcții, nu știu, iarbă, granșlaci, crenci, tăiate crenci și cântățele. Trebuie, eu zic că voi să ne implicăm, dar trebuie să ne implicăm cu toții. Ca să scadă valoarea, trebuie implicare foarte mare. Eu vă zic că, uite, facem echipii, uite, nu sunt organizații. Suntem poliții, nu mai spus eu, suntem poliții, mergem și am. Facem echipii, mergem, o să mergem și o să-ți vedeți efectul polului. Omul tu va scoate. Adică, dacă nu scoate polul, va scoate cu fundul. Sunt după ideea, eu plătești și... Asta pentru ideea. Și el va scoate cu fundul. Deci, la noi, educația, cu dumneavoastră, la capitolul ăsta, ai ajutat mult și mai e mult mult. N-am ajuns, a zis dumneavoastră că am văzut teritoriul în Germania, state dezvoltate, acasă au trăit un birou de aici, bucătării. Gabriel și îi spun direct gospodina să-i separe. Leagă cu ăla. Eu de aici, eu nu știu la vin o dată, două săptămâni, cu prologajul plin, cu stilific, cu bivan ce am eu și te duc aici la primărie. Nu știu că aici, la primărie. Deci a făcut casul, am văzut și Mamaia, la fel. Să facă, în ce mai uite, mai că o să facă 10 lei cum dacă vrei să la anul și e puteți separat, nu e puteți separat. Da? Și la mine, de ce nu crezi că n-am ridicat, am găsit, iar nu trebuie să iar, dar bă, frate, nu mă mai bine că... Hai că la iar băia lui, că am de greu dată, dacă puni pământ și puni modus, ăla... Dar am discutat problema asta cu pământul. A zis ce era în Andrășești, acum a zis că e plăcut, a zis ce pățin acum plec acolo. Dar ce era acolo în Andrășești doar, că au cărat. Și acolo lumea ei că bănuia foarte mult și într-adevăr care țiganii la fond, dar care și rămân de cașă. Acolo? Da. Da. Drumul ăla acolo rămân de cașă.
Demolează ce pun cașe și pune că eu la fotul poliției, nu le-am dat voie, bă, nu știu, mă, curat, vreau acolo, dacă nu știu, fac un cultură, pământ, betoane, cu betoane o să o zbune, să stabilizează tot acolo. Dar nu în alte, dar ei când fac un casă și vorbim, mă, venim cu licii, restul la poliției, tot așa de parte, le pune în căruță, le pune în căruță și le duce cu drumul, cu drumul la față. Român, dar nu știu. Deci eu vreau discuții cu ei, țigare, tot așa mă primașă, dar nu știu. Dar nu mă voi, dar nici apoi. Și început de la... Și ultima dată a fost cineva de ca și de mine. Dar nu mai ce. Când a sunat țigarul de acolo, el a fost o tot așa și spune că nu vrea să tu plecat. Și e băiat în casă cu care ai mai zis și vara la aparat. Cum cap. Da? Avem, dar spune și acum. Da. Cum cap. Și ia bani și nu că și cu banii aia duci la unde și cumpăr la lei, dă-mi să-ți răcă. Da, da. Și acum vă spun sincer, și cu omorul ăsta, vă cred că ridică de la aici, vorbim acolo. 82 bani. 82 bani, da. Vreți să vă duc la un contract să vedeți cum am nevoie cu ești contractul după ce ai casă? 82 bani. Acum am locul ei, că mai sunt... Pentru un container care se apucă de făcut pe ceva, e obligat să aibă contract cu ăștia de la Service Hall și vine să aduce containerul la poartă, plătești pentru ăla, plătești pentru luat și așa mai departe. De exemplu, îmi place că aveți jos, problema e că foarte mult se prind mâini, dar ce-i fac. Și cum mă și îmi place că aveți jos, cum o fi și ei, că și ei cu mâini, că îmi spune și cu ei. Mai fac scandal și cu mâini. Și pe fel să las cu mâini. Va veni, va veni, va veni iar și la urmă, o să-l zic cu tot. Dar va veni dacă n-au gaz. Dar atac și ei, să atac și ei, voi, să-l dat. Adică, eu de plătit să vin. Nu, că, deci, la ajutor social, a stăiat, nu vă ne-a spus. Au rămas cu la cei care au fost bună. Au rămas cu la și au pus, n-au venit. Au rămas la cei care vor, bătrâni și bolnavi. Atât. În clasă. Restul, cât 70 de ani. 56. 56, care sunt totuși tăiat. Și acum iar nu pot să vină cu eu, ce se întâmplă? Ca primar, îi dau frate la vicii primar. Bă, tu îmi faci plățire, unul o faci, aia face aia. Eu duc și la patru, să doar. Și nu vin. Eu când îmi leau cu ei, la mine, voi stăt acolo, și atunci ce am făcut? Cu mulți vină cu ei, le-am făcut, le-am făcut în primărie. Cu vicii primarul, șeful SBS-ul, cu Nea Ionic Tuturache, băieții de la bază, așa, ce a făcut cu Costi de Brăză? Cu ce vorbim ceva și cu ei treabă. Adică dacă voi nu, și atunci da, omul ia de la contaj. Au venit cu ăsta de la ea aici, primării, pe la mult, știu ea. De acum iar nu au ieșit. Îi mai taie și luna asta, și la viitoare, și pa să anulează. Contractul ăsta. Dosar. Suspendă. Suspendă. Nu ce tare. Nu mai este îndată. Și la revedere. Asta e. Tu uiți la mine, mă vezi ca pe dreapă, mă văd când mă duc acolo. Deci, o dificil a făcut, dar nu poți să arăt. Da, sunt de acord cu reprezentarea domnului Dragon la Consiliul de Administrare fie și cu decizia deputatului. Vreau însă să supun atenției domnilor consilieri și dumneavoastră. Pe 31 iulie 2019 a fost ordonanța 6 privind instituirea unor facilități fiscale și publicată în Monitorul Oficial în 5 august 2019. Aș propune colegilor consilieri să inițiem și noi un proiect de hotărâre în acest sens. Adică, eu zic că sunt destule persoane fizice care înregistrează accesorii, ce sunt accesorii, penalități. Și dacă această ordonanță dă posibilitatea debitorilor să-și achite debitul curent și să fie anulate penalitățile. Să faceți și eu în acest sens pentru contribuabile din comuna ta și în acest lucru. Vă dau un răspuns. Răspuns pe tine și corect. Și cei corecți? Dom'le, și eu sunt aia corectă. Nu, dar, nu s-a zis. În comuna asta, corecți sunt cei 10%, da? Cei corecți, ce bonificați? Păi și ne învățăm așa. Ca să ne învățăm așa, că știu că va veni ea și nu știu. Dar ce vedeți partea bună? Că încasați niște bani. Care-i bani? Adică debitul îl încasezi, pentru că te obligă până la timp. Dar... Anul o să fac și eu. Anul o să fac și un an. Dacă sunt probleme familiale și pentru părinții, am văzut altceva, eu știu. Domnul profesor, ordonanța se referă la debitele și accesorii la 31 decembrie 2018. Deci nu pe toată perioada.
Doamnă, deci, eu vă spun că la nu poate să fiți la 31 martic, nu ca să-ți mic. Ce spun imunii cu tăci? Da, eu vă spun banii până la 31 martic cu... De timp și eu dau fiecare iar. Și nu dau acum atât cu primărie. De când plătesc dăm 95, dacă fiind poate, de când m-am văzut ori, da? Și nu mai dau eu până la 31, că nu-i mai dau, că oricum vin și țin eu astea la amistie și... Mai ales la mai... Domnul profesor, dar poate printre cei care n-au reușit să plătească, poate sunt și oameni care nu au reușit să plătească. Dacă sunt probleme, dacă sunt probleme... Dar noi, în hotărârea de Consiliul Local, putem face această stipulare. Veniți cu un exemplu de persoană, de familie, care putem hotărâ, domnule... Ca să putem hotărâ, trebuie inițiat pe hotărâre. Ceea ce spune domnul profesor, prin care să alegi anumite categorii de populație. Se face o procedură familie, de aplicare. De voiași, fără niciun venit și avem. Da, 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 până la 31, e chestia până la 31 decembrie, domnul primar. E vorba de accesorii doar. Nu, își plătește debitul curent, dar nu mai plătește penalitățile. Până la 31 decembrie 2018. Și eu, domnul proiect, poate atât de spune. Da, vedeți, proiectul, nu-i problemă. Dar și eu, proiectul. Petrind. Adică nu sunt de acord, sunt doar, eu știu, situația financiară, fiscală a majorității de locuitori care au datorii. Știu situația materială, sunt familii înstărite. Eu nu sunt ca ei. Și cu venitul major ca mine, dar nu-ți declarai. Dar nu-ți declarai. Adică îl luăm și pe ăla, dacă tu ai casă cu ei. Să bag și așa, nu dau nimic. 3.000 de euro. Chiar dacă tu nu ai venit declarai, când vezi, doamne, că nu am și prieteni, băi, ai de la altă parte, nu? Dizabilitate. Acolo putem veni. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Omul e nevăzător, e la pat. Dar nu la toată lumea. Nu la toată lumea. Se fac o comisie. Nu se poate face. Nu se poate face, dar se vede cine e la comisie. Dar nu au plătit până acum. Și acum vine și fac niște bănuți. Nu e chestie. Nu-i problema, doamna... Doamna de principiu. Este problema la altceva cu ce au rămas ăștia. Sunt oameni care au amenzi. Și s-a modificat codul fiscal și nu mai dă voie să ia bani până la cap și impozi până nu strige amenda. Aia sunt majoritatea care iau cu problemele de genul ăsta. Vă spun ce este. Și eu am dat amenda doamna la asumptat, preplătesc. Preplătesc sau nu? Oamenii din afară. Și nu vezi că n-am dat amenda la IDC-ul, la... Că cu mine. La următoarea urmă. Deci majoritatea care iau... Nu. Deci cei care au totul... Cei care au penalități și majorități, majoritatea au amenzi de la primărie și nu achitat. Dar am trecut să am modificat codul fiscal de ceduri și spune, când vine și achită ca și impozite debitorul, se ia prima dată amenzi până la stingerea lor. Și până se intre în celelalte taxe și impozite locale care are dat. Și automat că nu-i se încasează banii de el refusă de la amenzi și lui cresc penalități dincolo. Și aici se va întâmpla, doamnă, și sunt amenzi de 100 de milioane. Despre ce vorbim? Adică... Dar v-am explicat ce dau urmă la acestorii de la ei. Neca sunt când nu vrea să ia bani la amenzi ca să ajungă, să stângă amenzi să ajungă la acolo, la taxe și impozite locale, mașini, terenuri, locuinții, cresc acestorii. Că depășește terenul. La ce provin? La ce provin? Majoritatea de ce provin? Nu știu cum vine toată lumea cu situație. Și vrea să faci somate, faci un... Vă vezi cu doamna ce problemă, dacă îi dau acolo. Da,
Poate că ați plecat de acolo. Și vine cu telefonul ce spune. Adică, sunt nici în casă. Da, nu. Vă zic cu doar la casă. Da, dar și eu ordine în casă. Și eu ordine în casă. Asta e. Da. La diverse vreau să vă întreb, am văzut că a spus despre asfalt, dar vreau să vă atrag atenția asupra un aspect. Nu știu la restul tuburilor alea care fac trecerea, care fac preluarea pluviale. Dar aici, între domnul Arbor și domnul Costea, unde este drumul meu dimineața spre serviciu? Ieri dimineața am oprit când am zis că mi se pare. A fugit palastul de pe tub și s-a spart pe lui. O să fie, nu o să schimbi. Asta nu e bine. Cine răspundător? Constructor. Domnul. Da. Da. Și ce știu, da, ora a rămas acolo, iată. Constructor, dacă nu vin ei și o să iei zic, dacă o să fie spune și acolo, fac un lucru cu ea, dacă nu mă rog. Acolo partea de să vă putem ceva să vă pune, pune în gafă, poate. Dacă ne mai spune ceva de PUC, gafă, cum e, ai de luat la vizit la Putin, care vrează foarte mult la cilor. Deci, gata. Așa. Vreau să ne mai spuneți, dacă aveți în vedere, a fost vremea bună, v-ați venit vremea aia, drumurile comunale, unele sunt? Nu știu, drumurile comunale știu că care a fost mai așa făcuții, dacă mergeți. Intrarea la drumul Bălănic către ulițele Lidu Grăbuleț, intrarea la Costache, la Zbărcea aici și de la Nicul Gosaf, până la trenul alb în poartă, să vă duceți, să vedeți ce... Uite așa. Acolo, da, ăla face parte din proiectul ăsta, dar eu o să integrez. Adică, alea care nu fac practic în proiectul, aveți în vedere să le mai... Da, integrez. Asta era ideea. Integrez cu unii de la zestea. Și cam atât. Încă nu ai 5 minute, am iar și eu, sunt de acord cu toate punctele. Vă jurez să vă notați dacă se poate, așa, cum se face cu centrala de la școală, că vă gândeam cu aplicația de lemne, că de copii, că pune și așa mai departe. Da? Să vă gândiți cu școala de la Curița, grădiniță, dacă s-au făcut reparațiile care am mai adus la cunoștință. Nu, la școală, eu problemă cu apa. Ei cu fătun și-a căutat fătunat și n-am găsit cu bani. Ei cu fătun nu-i apărat altă decât ce-a găsit. Vedeți cum, adică... Nu-i problemă cu fătuna cu apa... Acolo e vorba de lucruri sanitare. O să vă spun, dacă știu, să ne răspundeți, nu acum, după ce termin, ce mai știți cu căminul de la Curița și care e situația? Mie e nu-mi place altceva. M-am dus la lemne, pe Chiva, și am marcat și eu ca orice om și m-am dus lemne acasă. Căminul ăla apare, scuzați-mă, ca o casă părăcinită. Am mărântă, intrat într-un deplin total. Plus de asta, acolo, curticica aia din față s-a transformat într-o curte de garaj. Se parchează acolo două dubițe. Una cu număr de vasului și una cu număr de vacău. Nu mă interesează cui. Sunt la aparcat. Da, nu știu. E parcată cu spatele la perete, așa, iar peretele acolo... Asta nu-i justificarea că am de parcat. N-ai de parcat. Da, ascult, iar... Eu vreau să spun altceva. Nu, okay. Peretele de acolo este negru ca o sobă. Parcarea câinului. Aia de acolo este ca parcarea. Nu, de la eșapament. Și la timp la cașta aici. Chiar cu oameni și iar la astăzi, că nu poate să iasă el. Am văzut. Dacă nu vedea politica noastră. Acolo e politica, cum se spune, a căminului. Acolo trebuia făcut, dar cel puțin așa, este. Bun. Nu, eu am pus ca problemă să țineți cont. Uitați-vă și așa. Nu știu cine este, apar, nu mă interesează. Drumurile care fac legăturile pe dealul pentru terenurile populației la Curița. Niciunul nu-i făcut. S-a făcut podul ăla la Vărcuță. Dar nu știți că am discutat atunci foarte frumos. Dar în ziare, e ca un biberon. Mie unul cel puțin îmi place. Am discutat atunci să faceți și drumul care merge pe Chiva, care a fost acolo, ăla a fost drumul. Pentru că eu nu mă exclud, sunt afectat eu cel mai mult dintre toți, 100 și vreo 20 de metri trece prin pădurea mea drumul. Prin pădurea mea, de sus, de pe platou,
trece prin pădure, exact, și iese în, aici jos în fâneață. Așa. Ei, am avut surpriza să fiu întrebat de cineva dacă am cerut voie ca să-mi iau lemnele din pădure. Înțelegeți dumneavoastră? Am rămas blocat. Pentru că drumul nu mai este acum pe unde a fost. Știe domnul Roman, că la poalele unde are el via, așa, pentru că drumul s-a schimbat acum, merge pe altă parte, pe înfânațele oamenilor și trece cu rău și iese acolo la Morișcă și așa mai departe. Ei, faceți și drum. Băgați buldozerul, oamenii să-și retragă gardul de cei care au intrat, că lăsat o uliță așa, ca o cărare acolo, și nu-i terenul lor, așa, faceți drumul și oamenii să vină pe drumul care au fost, că avem podul făcut acum. Atât. Nu spun mai mult. Da. În fine. Eu sunt afectat cel mai mult ca vorbesc ca teren. Dar, așa, bun. Am spus. Pod. Patru. Podurile și punțile care au fost în poliția, în afară de primul pod, așa, care s-a făcut tot ce trebuie, celelalte n-au unit. Plus podul ăsta care este, care trece aici, la depătatul, la la marină, băiatul la care repare. Domnul ăla a fost câștigat. Vreți să știți de cine? Vă spun eu. De mine și de Tuța. Eu am făcut cu Tuța reclamația aia la județ, când a venit și a obligat să facă podul. A rămas determinat. N-a mai parut strada aia. Acolo pot să cadă, pot să faceți ceva. Vedeți cum programați ceva paralel și nu știu. Zic, bun, mai departe. Așa. Punțile care mai fost luate de apă și alea trebuie ținute cont. Băgate, că sunt, mă uit aici la valerul lui Lucrânză. Dumnezeu să-i dea sănătate. Omul ăla trece prin apă. Nu știu dacă știți, nu-i bine să spun. A fost operat de două ori de cancer. Are pungă. Să ne scuzați, poate nu-i frumos. Trece prin apă ca să intre în casa părintească. Este puntea acolo. Numai trebuie trasă aia făcută de el, plătită de el și de fratele lui. Trageți-o fraților cu ceva și puneți-o în loc, ca să stați în măcar atât. Și se folosesc și în lantul căriduță, care este apă și faceți o chestie de genul ăsta, avem tractorul ăla, poate merge, poate nu. Am spus să mă iei de Dumnezeu, nu vreau să-i spună nimeni lui Valer treaba asta, că... Dar e amărât, vai de capul lui. Domnul de gază, eu spun să rămână, să vă dea Dumnezeu sănătate, dacă reușim să facem gază pe ei, toate, nu numai pe curița, pe toate celelalte, dar principala ar fi și curița, măcar conducta principală. Și tot ce oamenii vă spun eu, așa cum au fost reticenți în cașă la prima intrare, așa vor fi și în curița. Dar când vor constata că nu vor mai merge cu puteria în spate ca să o umple și să o aducă înapoi, să aibă trația la bucătărie cel puțin, așa, vor fi mulțumiți. Vor constata faptul că s-a realizat ceva. Bun. 4, 5, așa, 6. Cred că toată lumea a auzit azi dimineață știrea de la televizor, da? Privind treaba de la Onești. La Onești a fost o tentativă de răpire a unei fetițe ieri. Ați auzit, da? Așa. Eu am spus de multe ori în această comisie, nu mai spun ziceam de când sunt aici, așa, haideți să punem ceva camere de la vedere, măcar la școală, sau, nu știu, de unde merg copiii, pătrutoare, să fim măcar, adică Doamne ferește să nu se întâmple la noi, dar să avem măcar imagini, cine a trecut, cine a venit și așa mai departe. Același lucru poate ar fi necesar și la grădinița de la comisie. Da, cam atât. Bun. Da, asta eu am trecut aici, dar bănuiesc că s-a făcut o verificare și o analiză a tuturor celor care plătesc gunoiul și care nu-l plătesc. Am ajuns la vorba Domnului. Și care nu-l plătesc. Dacă sunt cei care n-au nici măcar și nu plătesc, și nu sunt înscriși, că plătesc, sunt diferite forme, că sunt plecați, că nu știu ce, trebuie aduși ca număr la zi și haideți să vedem să facem să încasăm de la toți. Așa. Privind treaba cu selectarea, eu vă spun sincer, nici în București nu s-a reușit.
Păi sărea la legea voții, ci vorba e asta după cea altă. Am avut și câte trei dintre astea, așa, nu pune omul ca rugă. Aici e vorba de educație. Haideți, trebuie educația introdusă chiar din școli, un profesor poate ne spune mai multe referente. Exact cum spunea primarul, și eu am fost afară și poate toți de vreme, cu de puțin, există din casă selectarea. Dacă te prinde că te duci cu până la ea și ai acolo cutii de bere și le faci la unde sunt sticle, Vă dați seama, trei coșuri de gunoi în casă. Nu, dar trebuie normal. Sunt micuțe, niște pompulițe, așa. Așa. Dar eu vorbesc, dacă le iei din casă și îl duci afară și îl pui unde sunt sticle, de exemplu, nu table. Da, fiecare zi au saci de gunoi. Ești terminat. Ai amenda imediat pregătită. Asta vreau să vă mai spun, ai făcut verzitare așa. Punct, ultimul punct. Și cu asta am terminat, felicitări pentru cabinetul somatologic, dar aș vrea să o întrebați pe doamna doctor, dacă are contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Nu e obligat. Nu e obligat. Eu vă spun, dacă are contract acest lucru, înseamnă că se poate folosi cardul de sănătate și cel care folosește cardul îi face gratuit lucrarea. Înțelegeți? Nu. Nu e niciun somatologie. Dar vedeți dacă are de cont, are cu casă. Chiar dacă are. Nu, a fost un program. Este un program cu ortodonție. Aia numai cu îndreptarea dinților și... Aia a fost și cu acolo. Vedem. O să vedeți și da, domnule, ce am urmărit. Domnul primar, nu mă urcăm bine. Dacă s-ar putea face un indicator la producție. Am mai spus și vreau asta, nu la dată. Te faci cu ăla vie și l-au furat, l-au... Ei ce-ți faci, l-au distrus, poți să faci mult cu săgea cu prin pâine. Nu-i apărat. Acolo. Ăla e mult modic. Ia pe cineva, nu știu. Încă o chestie. Ce mai... Cum mai ați mai rezolvat problema cu cei care aduc lemnele din pădure cu tăierile astea de bușteni care au, cum să spunem, exploatare, așa? Domnule dragă. Într-o zi te-am zis, nu vreau așa un pic. Ai venit cândva cu oamenii de urmă și ați făcut aici mare grebă. Tu le-ai pădat, tu le-ai pădat, trebuie ură casa, că întregășe. Păi trebuie să mă iei de Dumnezeu. Și trecea atunci, eram misilit până ce trecea acolo. Trebuie mai greu să strică banda la mine. Dar la tine, eu abia aștept că nu doresc răul nimănui, uitați mai întâi, nu doresc răul nimănui, dar doresc ca un timp de ăla să se ducă în prăpastia. Dacă se aduce, ăla poate scapă, poate nu scapă, dar va fi lucru precis rezolvat. Cum? Cinică. Dar știți dumneavoastră ce se întâmplă? Din cinism se rezolvă problemele. Acolo e un mare dezastru la partea. Se rezolvă fără victime? Fără victime, să nu fie. Fără să sară, că n-au luat văzut că pleacă, dar nu să sară. Păi ce să facă sărăcul? Dacă la mine, rețineți, la mine casa tremură când trece acel tip de două remorși de alea de 35 de tone și acolo la intrare în culița scrie 7,5 tone. Domnilor, nu știu, eu v-am dat odată niște documentații pe lingură. Da, de ca vide lucrurile de exploatare care îi face referire dumneavoastră, am încercat să facem, de exemplu, mi s-a solicitat undeva la Lăguța, în dreapta, sus sau în dreapta, în sus. Și am rugat, doamne, băi, frate, hai de Institut, hai de Institut, hai de Institut, defișim cum ar ajut, fiindcă copacii au crescut până în creencele, până în drum, și păcat să îi spargem un parbiet, să râd, să râdem portugale. Măcar niciun cum n-ați și dumneavoastră, pentru că nu știu treabă, nici unul n-a văzut iasă. Singurul drum care a ieșit, știu, ceva din care, nici la Valelea, știți, cu porcării, a ieșit autostrada. A zis că n-a avut niciunul. Când i-a dat Valeanu că nu mai are timp, singurul drum care s-a oferit a fost domnul Valeanu, da? Și a fost nevoit și l-a trimis cu Florin Lucu la primărie, cu bunul de acolo. Și am făcut, e zic, ca și destul de bine. Dacă se poate face un tirajul ăsta, e tot după mă vară numai ziua la pe e bun, nu? Ca și destul de bine. Deci, unde îi putem face? Am făcut podul ăla din acolo care cu mușul.
Nici s-a spus că asta a fost și bun acolo. Nimeni nu a urcat niciodată cu discotul acolo, că e riscant să pune în cap. Că e panta la... Nu știu până și curaia acolo. Și a venit o tangentoră, domnul primar, dar a urcat cu dincolo pe la tipul, pe la matos și cu bărbă dincolo. Dar ai pus utilajul cap la un bărb și bărb și bărb și bărb și bărb. Nu se poate, bă frate, nu se poate face, se poate face. Acum, avem o solicitare și vom face și cu băbunicii. Dar tot așa și cu băbunicii, că a venit trânea roșu la mine. Dom'le, sunt creci crescuti, că dacă sunt creci crescuti, sunt vezi de fișeu, vom băgăm utilajul. Că spargem-o, că nu, că nu sunt, o să merg chiar la altă, deci domnul, să zicem 5 prima lucru, că ai urmă să o tarnă la ne facem, nu zic că nu ne facem, că de-aia avem utilajul. Dar și oamenii să vină să ajute, să fiecare are unde ai terenul, măcar unde ai terenul, să-și curăție el copaci, nu vin primăria să... sau poate să-i curăție copaci. Azi, de exemplu, îi facem drumul ăsta, i-am intrat o brânză, peste drum acolo și i-am mai punte, punte de care ați amintit. Și facem drumul ei, acolo, fiindcă este de acolo, nu mai dă voie pe un cur. Anița a venit iată. Pămâșul, nu-s pămâșul. Așa. Ea trece pe-n curtea lui Lenția, cu... Grenianul Lenția. Și a plasat la ea acasă, fiindcă puntea care a fost acolo, a luat apa două mii. Și era continuu făcut. Apa fiind la 10 metri mulțime și acolo a fost vină. Mă rog și pămâșul. Nu a venit la toți la 10 metri. Da. Aia continuu, s-a dus. Păi aia a fost cu cealaltă. Dar nu există puntea aia de jucă undeva. Este. Este. E acolo trase trupa, dar nu știu, poate și-a luat așa pirea. Și vreau luați pe la oameni voastră, dar totuși mulgă fiare, da. Fiare, da. Acolat. Da, acum am... Acolo, la cum îi spune, era ăsta care a fost la primărie. Eu nu, la ce pita. Și eu când am acolo, acolo m-am gândit la anul, dacă vom avea bani buget, de exemplu, vom organiza buget pentru cheltuie, să facem o punte, dar nu o să nu iei cu șurcul. Cu tot socul mai înalt, mai înalt la un metru, deci să înălțăm, să o înălțăm în sus, să facem o punte în tavă, de fapt, sutul de care o dăm primarie. Seama este, dar trebuie scoasă de napă, de la podul care a fost anexat. Da, aia o făcut cu aia. Fără măcarea nu poți, trebuie să scoți locatorul de acolo. Mă, nu, merge cu buldorul, să trebuie un nou proces, o dai nou. Cum o să vede, poate, să vrea fi, n-ai. O putea muncă, o poate unii numai cu buldorul ăla, la ploaie, acolo. Da, dar și trebuie că nu poți să scoți decât un măcărat, sau că ea, și să cu buldorul, să ieși cu el la urmă. Dar în două lucruri, dar în două lucruri, acolo, e unul care locuiește acolo și da, și a făcut o improvizație, că se părea ora pe punte acolo. Acum, știți cum e? La când am putut investiția acolo la Târcuț, numai că a fost dispoziție. Și a ajuns potul la vreo 30 și foarte mic, de lei, din iară. Fiindcă el a fost mai puțin, la vestea pe România, nu le-a convenit numai cu aracamente jos, și a fost acolo să spunem că toată lumea dar tot ce s-a făcut la podul ăla, este legal, a trebuit făcut la toate podurile. Da, e legal, dar... Da? Acest lucru. Pus la toate făcute exact cum era. De exemplu, la Poma, singura să luți la Poma, la Poma, trebuie să-i sprijin. Nu faci de sprijin, nu ce-a faci căsoaia acolo. Nu-i pământ cu căsoaia, nu-i ce-i zi de sprijin. Zi de sprijin și aici va problema, noi dacă te remuneți. Dar e deci foarte mare. L-ați văzut și l-ăsta care e mic, Lărguța. A mâncat acum și stânga și dreapta de... Cine ne-a vestit? Punea la vot punctele pe ordine de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind revizuirea regulamentului de organizare și funcționarea consiliului local al comunei Cașin. Cine este pentru? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind analiza statului de înscriere în registrul agricol și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Cine este pentru? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului comunei Cașin în județul Bacău prin stabilirea funcției publice de execuție de consilier a achiziției publice și a funcției de secretar general al comunei Cașin. Cine este pentru? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Cine este pentru? Deci punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Cașin, județul Bacău, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Învățător Nicolae Puslav. Cine este pentru? Punctul numărul 6. Decizia Camerei de Conturi Bacău de prelungire a terenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin decizia numărul 31 din 21.07.2017. E bine, ce este vorba de
Da, e un proces și trebuie să așteptăm rezultatul procesului. Adică ne-am însușit... Da, nu știu, știu că... Da, nu știu, frumos.